Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, bine ați venit pe canalul meu, voi face o etalare pe plan sentimental, zodia Scorpion, luna sau ascendent în zodia Scorpion. Recomandarea mea este să vă gândiți la o persoană dragă și să descoperim împreună ce simte această persoană, ce crede despre relația cu dumneavoastră și în ce apă vă scădați în momentul de față și ce se va întâmpla în viitorul apropiat. Nu uitați că este o etalare generală, așa că vă recomand să luați acele mesaje pe care le simțiți ale dumneavoastră. Și dacă nu v-ați inscris la canal, sfatul meu este să o faceți, este gratuit, nu vă costă nimic, dar în acest mod noi ne putem conecta pentru a primi răspunsuri clare și concrete în etalările viitoare. Haideți să începem! Zodia Scorpion, luna sau ascendent în Zodia Scorpion, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, pentru Zodia Scorpion. Văd cineva aici este rănit. Aici văd că cineva este rănit. Nu mai s-a rupt sau nu mai sunteți în relație cu această persoană sau s-a rupt ceva între dumneavoastră sau această persoană și nu mai reușiți să aveți încredere. Poate fi un capricorn, poate fi o persoană care e obsedată de dumneavoastră, vă urmărește de la distanță sau chiar și pe rețele de socializare. Da, dar nu mai reușiți să aveți încredere pentru că va dezamăgi, va minți, va înșela, va trăda și nu mai reușiți, da? Cineva este obsedat de dumneavoastră și vă iubește și vă urmărește pe rețele de socializare, da? Și copiii sunt, are copii, poate are doi copii această persoană sau sunt niște copii la mijloc. Sau aveți aceeași vârstă sau chiar aceeași înălțime, da? Și văd că comunicați foarte bine cu această persoană, este compatibilitate, este dragoste chiar sau vedeți lucrurile în același mod? Poate chiar aveți și copii cu această persoană, dar aici a fost o dezamăgire, o minciună, o trădare și poate urmăriți pe rețele de socializare această persoană. Văd o gelozie sau posesivitate. Văd că nu mai sunteți ingenuă și văd că țineți aparențele sus. Știți un adevăr sau aveți un dubiu sau suspectați ceva, căutați un adevăr, căutați tot timpul adevărul, parcă sunteți un detectiv, da? Și vi se spune să nu fiți ingenuă, da, și să țineți aparențele sus, să nu îi arătați acestei persoane debolețele dumneavoastră, vulnerabilitatea. Haideți să vedem ce va fi în viitor între dumneavoastră și această persoană, pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Scorpion. Ce se va întâmpla în viitor între dumneavoastră și o persoană la care vă gândiți? Haideți să vedem. Aici în viitor văd că această persoană vă va căuta sau își va face simțită prezența, va avea nevoie de atenția dumneavoastră sau va căuta atenția dumneavoastră printr-o scuză. Este o persoană care știe să manipuleze, dar este un jucător. Este o persoană care îi cam place să joace sau își ascunde adevărata intenție sau vrea doar intimitate de la dumneavoastră, adică vrea doar să se distreze. Vi se spune să trăiți prezentul, da? Să trăiți prezentul, să vă bucurați de acest prezent, să vă distrați împreună, să nu vă îngrijorați de viitor, să faceți ceea ce simțiți. Dacă simțiți să fiți cu această persoană, chiar dacă nu mai aveți încredere sau vă faceți griji că în viitor nu o să mai fiți împreună, etc., pentru că văd că vă gândiți foarte mult la viitor și sunteți foarte emoționați sau preocupați, dar zice să nu vă preocupați și să vă bucurați de momentul petrecut împreună și în prezent, nu în viitor. Văd că vă doriți să vă căsătoriți sau în viitor această persoană va dori o relație stabilă sau vă va face o propunere neașteptată, un angajament pe termen lung, nu știu, dar văd că există acest lucru. Sau poate dumneavoastră doriți în viitor o relație stabilă, doriți, poate sunteți singuri și vă doriți o persoană aproape, sunteți foarte nostalgici de o persoană care nu mai e în viața noastră, poate care
a decedat, care nu mai e prezentă, sunteți blocați în trecut, vă aduceți aminte de acel trecut, de acele amintiri petrecute împreună, de o persoană sau de o persoană care nu mai e, care a fost romantică, ați avut momente plăcute. Și nu vă lasă în pace aceste momente și aceste amintiri. Eu, sfatul meu este să mergeți înainte, ce a fost, a fost, nu se mai întoarce. Important e că trebuie să ne bucurăm, important este să prețuim prezentul, acum și aici. Să încercăm să ne facem viața mai frumoasă acum. Nu trăim în trecut, nu se mai întoarce trecutul. Să fim recunoscători pentru ce avem acum, important e că este sănătate. Să ne bucurăm de aer, de soare, de ziua, de noapte, de somn, de apă, de mâncare, de râsul unui copil, de chiar și dacă aveți o vârstă înaintată, de desene animate, de ce nu, de lucruri care vă fac plăcere. Să faceți lucruri de care vă fac plăcere, să vă căutați un hobby, o pasiune și veți vedea că dacă veți face ceea ce vă place, veți uita de probleme și de singurătate și nu vă veți mai gândi, nu veți mai fi, cum să zic eu, bântuiți de fantome sau de gânduri negative. Da, din nou viața. Trebuie să rezolvați o karmă, da? O persoană din trecut sau trecutul este o relație karmică. Sau ați avut un trecut nu tocmai plăcut și sunteți nostalgici de acel trecut. Sau trebuie să lucrați la lucrurile vechi, la lucrurile din trecut, cu familia de origine, poate. Sau în viitorul apropiat se va întoarce o situație din trecut pe care n-ați rezolvat-o, n-ați vindecat-o, n-ați integrat-o, n-ați acceptat-o, n-ați învățat-o și se reîntoarce. Trebuie să rezolvați această karmă, pentru că eu cred foarte mult în viața, în următoarea viață, adică nu există moarte. Nu există moarte. Arcanul moartea este numărul 13. Și tarotul nu se termină cu numărul 13, da? Arcanele majore, majore se zice românește, nu mai știu. Da. Nu se termină la numărul 13, este doar o transformare. Așa că trecem la un alt nivel. Pentru că sufletul trebuie să evolueze. Și noi dacă nu învățăm acel trecut sau nu rezolvăm acea karmă, dacă vă gândiți la trecut că ați suferit, ați avut probleme, e pentru că se vede că trebuia ca să evolueze sufletul, să ajungem la o conștiință deplină, să sufletul să fie înțelept, înțeleaptă. Pentru că e normal, nu se ne duce lângă Dumnezeu dacă noi facem lucruri nu tocmai ortodoxe, nu? Și trebuie să le rezolvați. Acel trecut. Dacă aveți o vârstă înaintată, acum dumneavoastră, de fapt, construiți următoarea viață. Pentru cine crede, pentru cine nu crede, nu mă băgați în seamă. E ca și cum n-am spus. Văd că, în ce privește inima noastră, nu mai este valabilă. Ați închis-o, pentru că nu mai doriți să suferiți. Nu mai doriți să suferiți și nu mai aveți încredere. Să vă întâlniți cu alte persoane. E ca și cum sunteți blocați în trecutul dumneavoastră. Vă gândiți foarte mult la trecut, cum a fost, cum n-a fost, sau pentru că ați suferit și nu mai aveți încredere, nu mai doriți să suferiți. Dar văd că veți fi provocați. Emoțiile noastre vor fi provocate, da? Și veți avea nevoia să răspundeți acelor provocări. Haideți să vedem, dragii mei, să vedem ce s-a întâmplat cu această suferință. Mulțumesc. Suferința. Aici cine a fost foarte mândru sau orgolios și acest orgoliu și mândrie a intervenit în relația cu persoana la care v-ați gândit. Dar și foarte mult orgoliu, din cauza acestui orgoliu să știți că. Deci nu trebuie să avem așteptări de la nimeni și de la nimic, pentru că dacă aveți așteptări, veți suferi. Sau dacă veți lăsa ca acest ego și orgoliu să intervină între dumneavoastră și alte persoane, veți suferi, să știți. Lăsăm orgoliul și mândria la o parte pentru că nu ne aduce fericire, ne aduce doar frustrare și atât. Sunteți fericiți dacă sunteți orgolioși? Nu, că dacă ea nu m-a sunat sau eu nu m-a sunat, eu nu-l sun. Și cum stai? Ești fericit? Sau dacă ea nu mi-a spus sau nu mi-a cerut sau vă dau exemple, etc. Ești fericit?
Eu nu fac, pentru că ea n-a făcut sau eu n-am făcut. Și te, cum ești? Te simți bine? Fericirea e când oferi, nu când primești. Acum depinde de fiecare. Eu, de exemplu, când ofer, sunt fericită. Mă bucur că am putut să fac fericit pe cineva, că l-am văzut zâmbind sau că i-am făcut o surpriză. Eu sunt fericită. Bineînțeles, și să primesc, că e normal, pentru că se vede că mesajul meu a ajuns la acea persoană. Da? Și este foarte frumos. Dar dacă noi punem orgoliu, încercați să vedeți dacă am dreptate, dacă nu, dacă mai depinde de fiecare, nu suntem toți la fel. Dar orgoliu întotdeauna aduce suferință, da? Când e vorba de orgoliu. Da, aici văd că e o persoană care suferă pentru această situație sau pentru dumneavoastră, privește pe rețele de socializare, este îngândurată pentru acel trecut. Văd că vorbiți cu copiii sau vă e frică să nu fiți bârfiți sau ce gândesc copiii dumneavoastră sau ce gândește lumea. Faceți ceea ce simțiți dumneavoastră, nu vă mai gândiți la lume sau ce zice lumea, că dacă suferiți, nu vă vine nimeni să vă întreabă, ești fericit, nu ești, ai mâncat, n-ai mâncat, cum ești, că fiecare avem timpul nostru și nu, lumea, nu înțeleg, lumea asta, cât ești de perfect, tot are ceva de zis, de comentat. Faceți ceea ce, bineînțeles, în limita bunului simț, important să nu faceți rău nimănui. Văd că are anumite regrete pentru ceea ce s-a întâmplat, dar ține aparențele, nu vrea să arate că regretă, știți, acea persoană. Și vă urmărește și pare rău pentru ce a făcut. Și văd că e frică chiar că copiii aud de bârfe sau părerea copiilor. Văd că reflectează și distanța a făcut sau l-a făcut să înțeleagă unde a greșit și să vadă cu mai multă claritate. Ce-i cu acest prezent? În prezent vrea să-și asume responsabilitățile acestei relații, familiei, chiar și pe plan financiar, sau în momentul prezent se ocupă de familie. Da, văd că are nevoie să se vindece și dumneavoastră la fel și aveți nevoie să vă gândiți pentru a da sau nu oportunitatea acestei relații din nou și să rezolvați trecutul. Sunt lucruri nerezolvate din trecut. Au fost greșeli în trecut și ar dori să le îndrepte această persoană. Da, și vede că și-a dat seama că nu a greșit și că a pierdut anumite oportunități cu dumneavoastră și că din cauza asta nu-l mai accepta să nu mai acceptați în viața dumneavoastră. Văd că cineva îi pare rău de anumite oportunități pierdute. Și se simte provocat, vrea și dar e frică că nu mai are timp să acționeze, se gândește la timp. Da, se gândește la timp. Că nu mai are timp. Că e prea târziu. Dar niciodată nu este prea târziu, să știți. Niciodată nu este prea târziu. Dragii mei, vă iubesc și vă aștept data viitoare. Sper că v-a plăcut această etalare. Numai bine, sănătate!